În ziua ce a urmat, sâmbăta, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacob și Salomea au mers la mormântă lungă. Au mers să cumpere aromate. Iar în ziua cea din tâia săptămânii, adică duminica, au mers la mormânt. Hristos a înviat. Ne aflăm în a doua duminică după Paști sau a treia duminică de Paști. Și această duminică este în Biserica Ortodoxă Duminica Femeilor Mironosițe, Duminica Femeilor Purtătoare de Mir sau Purtătoare de Aromate. Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos este cea mai mare sărbătoare din Biserica Ortodoxă, din Biserica Creștină. Evenimentul este atât de mare și de important, încât Sfinții Părinți ai Bisericii au hotărât ca în cele 40 de zile ale Învierii, de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos și până la înălțarea sa la cer, să urmăm pas cu pas tot ceea ce s-a petrecut din momentul Învierii și până la înălțarea cu trupul la cer a Mântuitorului Iisus Hristos. Tradiția liturgică a Bisericii rânduiește ca Sfintele Evangheliei care se citesc să fie legate în primele trei duminici de sărbătoarea Învierii, iar în următoarele trei duminici să fie deja duminici pregătitoare pentru înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi este una deosebită, cel puțin din două puncte de vedere, și anume pentru faptul că, în mod atipic, nu se referă doar la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ci se referă și la momentul punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. De obicei, lucrurile sunt foarte clare și ceea ce s-a scris despre patima, răstignirea, moartea și înmormântarea Mântuitorului Iisus Hristos se citește legat de aceste evenimente în săptămâna patimilor, iar ceea ce s-a petrecut la înviere și după învierea Mântuitorului Iisus Hristos se citește în perioada imediat următoare învierii. Ei bine, astăzi întâlnim o excepție, pentru că, așa cum am ascultat, prima parte a Evangheliei istorisește momentul punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos, iar a doua parte povestește despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Legătura dintre cele două fragmente este făcută, de fapt, de momentul în care femeile mironosițe merg la mormânt pentru a cinsti trupul celui mort, a Mântuitorului Iisus Hristos, ungându-l cu mir, cu aromate. Femeile mironosițe. Mironosițe, cuvântul vine din limba greacă și femeia sau bărbatul care poartă miruri, mirofor, purtător de mir, este persoana care duce această acest parfum de mare preț amestecat cu ulei pentru a unge, după tradiția iudaică, trupul celui adormit, trupul celui mort. Mirul sau aromatele era format din ulei și din foarte multe arome scumpe care proveneau din arbori aleși din Orient și din Arabia. Și tot acest amestec era pus împreună cu aloia și împreună formau substanța cu care se cinstea pe de o parte trupul celui adormit, iar pe de altă parte substanța care împiedica putrezirea trupului celui mort
și mai ales mirosul urât, mirositor. Era în tradiția iudaică o simbolistică foarte precisă și simbolul era că trupul celui mort nu se întoarce pământului în totalitatea sa, nu este mâncat de pământ, ci el este făcut să trăiască veșnic și aromatele, care aveau multe, multe arome, erau simbolul Duhului Sfânt care împiedică putrezirea trupului și care ne face să trăim veșnic. Evanghelia ne povestește că femeile mironosițe merg în ziua cea din tâia săptămânii, adică duminica, dis de dimineață, în jurul orii 5 dimineață, la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, pe care îl văzuseră în vinerea patimilor, atunci când Iosif din Arimatea pusese trupul lui Hristos în grabă pentru a nu afecta sărbătoarea sabatului și peste care răsturnase o piatră mare pentru a-l închide, iar autoritățile romane îl sigilase. Deci aceste femei, care sunt Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomea, cumpără miruri de mare preț și merg ca să îndeplinească acest ritual, dacă putem spune, a cinstirii trupului lui Hristos pus în mormânt. Acest lucru fusese deja făcut de către Iosif, dar faptul că totul s-a petrecut în grabă mare nu fusese făcut cum trebuie până la final, iar în plus, tradiția cerea ca cei care erau înmormântați să fie cinstiți în acest fel. Ce învățăm de la femeile din Evanghelia de astăzi, mironosițele care ni le istorisește Evangheliile? Învățăm mai multe lucruri, și anume faptul că ele sunt foarte curajoase, ele sunt foarte respectuoase, ele sunt pline de credință și ele sunt iubitoare. Sunt foarte curajoase pentru că aceste femei sunt femeile care în mod discret au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos în timpul patimii sale, fără să se teamă de puterile romane, de glumele proaste pe care soldații le-au putut face pe seama lor, fără să le fie frică de autoritățile iudaice din vremea respectivă. Aceste femei urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos până în ultima clipă a vieții sale pământești, când este răstignit și când moare pe cruce pentru noi și pentru a noastră mântuire. Apostolii s-au înfricoșat. Apostolii au devenit fricoși și și-au zis că dacă Mântuitorul Iisus Hristos este chinuit și va fi răstignit, există riscul ca și ei, ca ucenici ai Învățătorului, să trăiască aceeași dramă. Și de aceea ei se retrag, fug, se ascund în foișor și închid ușa cu cheia de frica iudeilor, cum ne spune Evanghelia. Lucrul acesta nu se întâmplă cu femeile mironosițe. Ele dau dovadă de un curaj extraordinar și urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos și, așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, văd când El este pus în mormânt. Ele sunt curajoase, dar sunt și respectoase și libere. Sunt respectoase și libere pentru că așteaptă până duminică dimineață, până ziua cea din tâia săptămânii, când sabatul a trecut. Potrivit tradiției iudaice, în sabat nu era voie să se lucreze. Deci nu aveau voie să meargă la mormânt și chiar dacă era o îndeletnicire religioasă, duhovnicească, nu puteau face acest lucru în ziua dedicată Domnului. Sabatul era prin excelență ziua întâlnirii cu Dumnezeu, ziua comuniunii și fericirii veșnice, a împărăției lui Dumnezeu, pe care oamenii o pregustau chiar din această viață. Și deci aceste femei
au acest mare respect și respectă legea, respectă sabatul, pentru că au conștiința că această lege vine de la Dumnezeu și că Dumnezeu trebuie respectat. Așa cum își doresc să-L respecte cinstindu-L prin ungerea cu mir, cu aromate, la fel îl cinstesc în legea lor. Ele au acest respect și sunt un exemplu extraordinar pentru noi de antinomie, cum pe de o parte să ne facem datoria de creștini și în același timp să fim oameni care respectăm legile pe care le rânduiește Dumnezeu. Ele sunt respectoase și curajoase și pentru faptul că ele merg la mormânt, deși acest mormânt, așa cum știm, era păzit de 16 soldați. Vă imaginați ce înseamnă câteva femei într-un zor de dimineață, când încă nu era lumină, să plece spre mormântul Domnului, conștiente că acolo vor găsi garda romană și cu toate acestea fac acest lucru cu mare curaj și cu mult respect. Ele au foarte multă credință. Foarte multă credință pentru că, deși învierea Mântuitorului Iisus Hristos este un lucru de neînchipuit, de neimaginat, chiar pentru noi, cei de astăzi, după 2000 de ani de credință creștină și după trăirea acestei bucurii a învierii, avem îndoieli, așa cum a avut și Toma și cum avem și fiecare dintre noi. Ei bine, aceste femei, deși nu pot și să-și imagineze că Hristos a înviat, ele totuși au intuiția, simt, ca niște persoane evlavioase, că viața învățătorului lor nu se poate termina în mormânt. Și această credință puternică le face să meargă spre mormânt pentru a-L cinsti pe învățător. Nu în ultimul rând, ele sunt foarte iubitoare. Sunt foarte iubitoare pentru că L-am iubit pe Hristos în timpul vieții sale pământești, L-a urmat până în ultima clipă a vieții sale și îl iubesc și dincolo de moarte. Ceea ce fac ele este un lucru, am spune, fără sens. Cineva care moare este o persoană, este un trup care se întoarce în pământul din care a fost luat și, teoretic, nu prea mai putem să-l cinstim pentru că nu mai este printre noi și pentru că nici nu putem avea niciun folos din acest lucru. Ei bine, aceste femei fac un lucru extraordinar și merg cu această iubire nesfârșită a lor la mormânt. Și în momentul când ajung la mormânt, Hristos le mulțumește în mod tainic prin faptul că sunt primele persoane care ajung să constate învierea Mântuitorului Iisus Hristos și să-L întâlnească chiar pe El, cel înviat din morți, care le va spune: bucurați-vă! Evanghelia de astăzi, deci, ne învață prin pilda femeilor mironosițe faptul că atunci când cineva este credincios și este plin de iubire, când îl iubește pe Hristos și îi urmează Lui până la capăt, atunci Hristos este Cel care răsplătește persoane respective pentru a-L bucura și pentru a-I învia sufletul și a-I dărui viața veșnică. Se pune întrebarea de ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat în primul rând acestor femei. De ce nu apostolilor, celor care i-au fost aproape atâta vreme, celor care a învățat de la El ce trebuie să facă și celor care Hristos le va da puterea de a continua vestirea veștii cele bune? Răspunsul este acela că în toată viața sa pământească, Mântuitorul Iisus Hristos
s-a arătat la foarte mulți oameni, s-a arătat mulțimilor întregi, la oameni din toate păsturile sociale, de toate pregătirile, de toate condițiile de viață, dar în momentul în care El învie din morți, Hristos nu se mai arată decât celor care îl iubesc și cred în El. Hristos nu se arată soldaților care l-au răstignit, aceștia doar sunt prăbușiți de tunetul, de zgomotul care se face în momentul în care Îngerul Domnului răstoarnă piatra care avea mai mult de o tonă de la ușa mormântului, dar Hristos se arată celor care îl iubesc și cred în El și cele care au dat dovadă de cea mai mare iubire și de cea mai profundă credință sunt femeile mironosițe. Este un exemplu foarte important pentru noi, întrucât ca și oameni, fiecare dintre noi facem parte din cei care la un moment dat în viața noastră l-am întâlnit pe Hristos. Atunci când suntem copii, îl întâlnim în taina botezului, a mirunginii și a Euharistiei, prin prezența nașilor noștri care îl mărturisesc pe El pentru noi. Îl întâlnim din mărturisirea mamei, mărturisirea bunicilor noștri, din mărturisirea prietenilor, a colegilor și așa mai departe. Există însă un moment în care această întâlnire generală a noastră cu Dumnezeu trebuie să se concretizeze într-o întâlnire personală. Hristos a ales mironosițele pentru a le vesti învierea, pentru că mironosițele au ales să iubească și să creadă în Hristos. Fiecare dintre noi trebuie să avem în viața noastră un astfel de moment în care credem în Hristos din toată inima, ne hotărâm să-L iubim și să-I urmăm învățătura. Iar dacă facem acest lucru, recompensa, în ghilimele, darul de mare preț pe care îl vom primi, este că îl vom întâlni pe Hristos cel înviat în viața noastră. Al doilea lucru pe care îl putem învăța din Evanghelia de astăzi este faptul că trebuie să mergem cu foarte mult curaj la mormânt. Fiecare dintre noi avem în familiile noastre oameni care au trecut în viața de dincolo, dar fiecare dintre noi avem un mort al nostru și acest mort este de fapt sufletul nostru. Fiecare dintre noi avem în interiorul nostru pe Hristos, dar adesea, datorită vieții noastre, ne la locul ei, să spunem, neconforme, care nu urmează învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, încet, încet îl înmormântăm pe Hristos în interiorul nostru și prin păcatele pe care le facem, punem la ușa mormântului o piatră mare. În momentul în care avem curajul, avem credința să constatăm că Hristos este în interiorul nostru, că trebuie să-L descoperim, atunci El, mergând spre El, înviază în interiorul nostru și ne înviază pe noi pentru veșnicie. Nu în ultimul rând, Evanghelia de astăzi ne învață să facem un gest gratuit, să dăruim ceva la întâlnirea noastră cu Hristos cel înviat din morți. Femeile mironosițe au dus acest mir de mare preț. Noi creștinii de astăzi ducem rugăciunile noastre, ducem lumânările noastre, ducem pâinea, ducem vinul din care Hristos se naște în taina Euharistiei și ducem faptele noastre bune pe care le facem pentru cei din jurul nostru. Dacă facem acest lucru, nu facem decât să urmăm femeilor mironosițe care sunt iubitoare în mod dezinteresat. Nu venim la biserică și nu ne întâlnim cu Hristos doar pentru că dorim să avem un avantaj imediat. Acesta oricum
Îl primim pentru că Dumnezeu este un Domn. Hristos este un Domn care dăruiește din toată inima. Dacă gesturile noastre de evlavie creștină sunt profunde și căutarea noastră sinceră, atunci cu adevărat întâlnirea noastră este una reală cu Dumnezeu. Duminica de astăzi este Duminica Mironosițelor și este duminica pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dedicat-o ca fiind Duminica Femeii Creștine. Este duminica în care ne gândim cu drag la toate femeile, mamele, bunicile, surorile, copilele din viața noastră. Le urăm din toată inima să fie curajoase și respectoase și în același timp să fie credincioase și iubitoare. Amin.